Slăvit să fie Domnul! Amin! Vreau să vă fac o mărturisire. Când fratele Mitruț era gata să termine, după rugăciune, cum a intrat la frate și a spus, frate, nu mă chema la cuvânt, că gata, iară. O slăbiciune, tremur și nici în picioare nu poți sta. Nu le înțelegem. În urmă cu un an, apoi 3 ani, m-a luat o tusă și mă ținea de când începea evanghelizării până trecea luna mai. Orice tratament, am fost pe dincolo, la frați, la străini, cât eu știu ei, tăi mă de ea. Dar era o minune. Când mergeam la ambon, s-o pretusa. Marine Domnului! Lasă-l-o Dumnezeu, mi-i martor. Dacă predicam un ceas, dacă un jumătate de ceas, cât predicam, s-o pretusa. Când mă gătam de mulțumit, mă lua tusa. Donan s-o termina cu tusa. Am altceva. Vă rog să nu mă osândiți, că azi mă ce și fac, frate, să mă osândi. Mă, mare predicatorul, mă, și mintea la noi nicăieri. Așa am venit niște slăbiciuni, când nu poți sta pe picioare. Am rămas mirat și ieri dimineață, am putut predica. Aleluia! Când a fost gata la predica, iar m-a venit slăbit. Hai mă cu minimă, că pică și jos. Aseară la fel, aici bate fratele martor, un frate, vezi frate, te rog, scuză-mă, a picat jos, așa mi-e de rău. Și vine mai vorbi un ceas aici cu voi. Am venit, sufăr cu prostata, doar bărbat, suntem tățați și cu inima. Nu știu. De ce să nu spun, Dumnezeu vrea? Satan are intrare? Nu știu. Și acum vă spun, porez la predică, mă pot înviora, pot rămâne sănătos, pot predica și rămân și eu minunat. Aleluia. Sau dacă nu, mă ziți un amin și vă rog să nu vă jiniți. Nu le înțelegem. Slăviți să fie Domnul! Amin de putere, Doamne! Cu ajutorul Domnului vreau să vorbesc din 3 texte. Sau cum să le vorbesc, că nu mă știu exprima. 3 idei principale pe care le pot citi, dar dacă aș ști că le știți, n-aș mai citi. Pentru că îmi fură timp. Doar acolo e citind, nu le am în memorie să vă le vorbesc. Și din nou, prin ajutorul Domnului, ar vrea să aduc teste pe care, așa cum v-am spus, umplu printre frați. Și dacă frații bătrâni mai știu ceva, ar fi și o rușine să nu știe. Noi am predicat Evanghelia când voi 50% de azi nu ne-ați fă în lume. Nu ne-ați fă în lume. Dar n-ar fi o rușine, o viață de 50 de ani în adunare, în rugăciune, în legătură cu Dumnezeu. Să n-avem nimic. N-ar fi o rușine. Dacă avem ceva, ne-o da El. Amin. Dacă ne-o da, ne-o da pentru toți. Slăviți să fie Domnul. Amin. Dorim ca Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Aleluia. Mai vorbesc un cuvânt. Știu că demonul și el pe aici. Și duhurile. Și atacă-i de cum poate. Poate vin frați care zicea, n-au făcut din pițuinjă de lumină, mă, tăi pițu. N-au spuneți în ce și fac. Nu vin. Pentru mine e mai bine să stau după firea mea. Poate fi aia judecăți. Iară pițu. Dar cine pițu? Fac cum vreți. Eu pot sta și ascult și predic, nu știu dacă pot. Voi vedea cum a zis fratele. E mare adevăr. E mare adevăr. Am fost în adunări și v-am spus asar și am avut un frate din Arad. De la ambon drept am ieșit afară. Că m-am și pierdut să vă spun până în capăt. N-am putut vorbi nimic mai, fraților. Și-a venit frate și-a spus, frate, chem pe chem. Până acolo am ajuns. Te-ai plină adunarea? Dar te strigam și aleluia, dar cum n-ai vorbit nimic? Așa ai vorbit. Vi-am vorbit și eu nu știu ce am vorbit. Și n-am putut nimic. Că dacă Dumnezeu vrea, poți. Dacă Dumnezeu nu vrea, nu poți. Aceasta slujbă de la El. Slăvit să fie numele în veci. Ar vrea să pornesc în cuvântul Dumnezeu să vorbesc despre nașterea în pocăință. Nu pretind. Încă o dată am spus, nu pretind ce vorbesc să păpați. Nu pretind, Doamne păză. Dar vă dau un sfat, nu călcați nici în picioare.
Ce să faceți? Cercetați! Cum spune fratele bătrânul? Da, avem 4-5 clase, vă aveți 12. Vă aveți, știu eu, liceau. Biblia avem. Libertate avem. Cercetați! Și ascult. Nici eu nu paptăt. Și eu cercetez. Și dacă sincer, Dumnezeu mă acceptă cu sinceritatea mea și în timp și în vreme Dumnezeu va rezolva necunoștința mea, a mă pune în cunoștință, dar trebuie sinceritate. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Textul din care vreau să vorbesc, 1 Ioan capitolul 1. Și știu că frațul știe. Amin. Știu că ați auzit predici din el și diferite. Și poate cum ai predica, unii frați s-au auzit diferit și de la mine, sau să s-au auzit tot așa. Eu nu vorbesc aici pentru toți. Eu vorbesc aici pentru cine nu știe. Pentru cine știe să-mi prospătează. Dar Dumnezeu să ne ajute, să ne fie de folos la toți. Amin. Spune Ioan Evanghelistul. O veni la săi, ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, așa e că știți. Le-a dat dreptul? Ii să se facă. Tu ce faci? Nu Dumnezeu te face. Dumnezeu te face dacă vrei să te faci tu. Dacă tu nu vrei, Dumnezeu te-a dat dreptul. Să te faci copil, dar nu cum vrei tu. Aici e secretul. S-o da dreptul să te faci copilul lui, dar nu cum vrei tu, ci cum vrei el. Și în acest test avem 4 feluri de naștere. Vreau să spun și voi mă urmăriți că vedeți dacă vorbesc în Scriptură. Pavel Apostol a vorbit într-o epistolă că iar trebuie să sunte durerile naștere pentru cineva. Știți? Cine naște copii în biserică? Vedeți? Mi-e așa m-ar plăcea să predicam. Dar indiți încheieți voi ce vorbiți voi și indiți ce-i vorbi eu. Tare îmi place mie în adunări, de multe ori câte-i mă gândesc că eu sunt de acasă și voi sunteți străini, că mai mare curaj am eu ca ei. Spune-mă și vă ce știi tu. Că dacă mă traduc și nu știu bine sunteți voi. Na, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt? Da. Dar cum Duhul Sfânt? Vine aici până crezi și strigi aici că faceți așa? Cum? Predicator. Asta e secretul. Ce este secretul? E de la numărul 1, naștere să facem biserici prin predicatori. Amin. Și cum vorbea fratele bătrân și am vorbit aseară, când am mers într-o biserică, cam 80% cunoște din spațiile lor. Nu 100%. Că nici în familie. Nu familia, dați-mi voi, că și am dreptul să vorbesc, nu e ca mulți vreți. Voi credeți că o familie bună, poate faci o familie exact ca ea? Poate mai bună și poate mai rea. Dacă aș vorbea aici cu bătrânii ăștia noștri care ne-am căsătorit deja prunce. Și ai 10. Dar din 10 niciunul nu e ca celălalt. Dar tu te trătești cu tu te și spui. Dar tu nu m-ai scos că tăiem. Așa e și în adunare. Suntem diferiți. Și de ce? Nu știu. Dumnezeu știe. În adunare, pentru împărăția care vine, pentru că aseară am vorbit că nașterea în lumea aceasta vine prin femei, nașterea în lumea cealaltă vine prin Evanghelie, prin Domnul Iisus, dar prin predicatori. Și am scos în Biblie că sunt 4 calități de predicatori, că sunt 4 naștiri. Și am frate care păi că știi că 6, poate, eu nu contrazic. Dar aici am ajuns la cunoștință și mie mi se cere să vorbesc cunoștința care o am. Amin. Ce se întâmplă? Fratele care este în adunare va asculta predica fraților care l-au născut pe el. Nu știu dacă m-ați înțeles. De fratele, poate nu mă știe exprima, prin învățătura pe care o dă fratele pis, nu numai el. Mai am și eu în jurul meu și în țară. Dacă un om e născut în învățătura asta,
Când a venit predicator pe linia asta, ăsta se satură. Amin. Asta aici se suflă ușor, ăștia se simt alimentați. Da, ceilalți? Nu. Da, acum de aici ești o prorocie. Știi cine ești? Predicatorul care îți place. Predicatorul care îți place. Ți-au dat o sordă, am auzit. Nu, zici. Păi ce nu poate predica tăscașala? Domnule, dacă a predicat un țeas, nu te rănește. Dacă mere altul, nu m-aș și splești capul jos. Nu-i drept? Nu-i drept? Care-s predicatorii ăștia? Și biblic. Din dur de șartă, din slavă de șartă, din câștig mărșav și din dragoste. Care-s oamenii născuți? De ăștia patru. Născuți nu din carne și sânge, nu din voia vreunui om, nu din voia firilor, ce din? Dumnezeu. Din ăștia patru nașteri, cât e bune? Una. Și din ăștia patru predicatori, cât se zbuni? Unu. Bine știi, predica, fițule, ta, tu din care ești? Amin, dure. Măi, fraților, oni o mântui, oni o mă sânghi groza. Pe ce vorbim noi, ce vă știți că înțelepții veacului sunt morți față de așa? Noi vorbim numai de împărăția care vine. Numai de problemele care Dumnezeu le va instaura. Aleluia. Pe ce putem cunoaște și cum să descifrăm? Suntem aici o adunare. Și nu adunare, cred că de aici i-am umblat mult în viața mea. Eu n-am ținut slujbă în biserică, că am zis, băi, eu fac și în biserică, dar mie îmi place și mă duc. Așa îmi simt eu. Și de când am fost pe munche, am ajuns pe dincolo, pe străinătate, pe acolo au ajuns casetile. Și zbune și casetile. Și pentru predicatorii zbuni. Și până ce? Că dacă un frate vrea să-l scuturi pe celălalt, mă, ceam, nu-i drept, de-a venit celălalt. O dată ce-o vândut. Acolo n-ai mai zis, tu și le-ai învârtit. E bun! Știu că de aici predică, să predică mere, nu România. Nici nu știu eu până unde. Și în Australia, și în America, și le-am întâlnit pe acolo până în Anglia, nu știu unde. Cât de atenți trebuie să fim. Și pentru aceasta, și mai mult pentru că Dumnezeu ne ascultă. Slăviți să-i fie numele. Amin. Și ce-o-i vorbea aici e foarte bun pentru tinerii din biserică. Nu născut din carne și sânge. Cine să știe? Te spruncii pocăiților care după ce au ajuns să se spurce măcar că au fost născuți sfinți. Bă, te întreabă frață, frate Pit, dar până când rămâne pruncul pocăitului sfânt? Până la câți ai? Nu, să cotește tamul, câți ai? Dar nu spune Biblia. Nu-i după ani. Dar eu spun altceva, până se spurcă. Conștient. Până are minte, își poate deșifra problema. Și când deja, unii spune până la botez. Nu cred, dar să botez până la 20, dai păi faci tăci, rămâne sfânt? Nu. Deci, o punem în balans, în cântar. Nu se poate avea până la 22, până la 23, că vrei să poată în sora și dacă faci o prostie, nu poți pedepsa așa tare biserică, de pe Dumnezeu nu-l înșeli. El ne judecă și gândurile. Te-ți pruncii pocăiților, care după ce ajunge la majorat, pot gândi, pot judeca, pot alege între bine și rău, și trăiești pe ideea că, dacă tata și maica ai pocăit, ei știu că se te roagă pentru mine și dacă aș mori, mere în rai. Nu! Nu! Nu născut din carne și sânge! Amin. Ce născut din cuvânt pentru Dumnezeu! Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin. Prima naștere. A doua! Nu născut din voia firilor! O, mulți putem cădea aici! Ne-am pocăit! Cuvintul lui Dumnezeu ne-a părut dulce! Ne-a cercetat Duhul Sfânt! Am pornit calz, am avut ocazia în biserică după ce am intrat sau în adunare, să vedem că ne putem găsi prieteni acolo, cu o viață trăită pe care am trăit-o și noi înainte de a ne pocăi. Și ce dăm? Trăiești nu ca om născut din nou din cuvânt. Trăiești
ca oricare om născut din carne și sânge, din firea lor. Nu-s copiii lui Dumnezeu. Nu-s copiii lui Dumnezeu. Biblia spune. Și acum vine mai greu și asta e mai greu de tâlcuit. Nu născuți din voia vreunui om. Am venit la părinți. Da, unde ești bătrâne, că nu te văd, că vreau scot că te tin, că așa am contat când ai plecat. Nu născuți din voia vreunui om. Ce vrei să ne spun? Mă ajuți? Mă ajuți? Da. Zi. Ce înseamnă născut din voia vreunui om? Pentru că eu cum o spun, poate își jignește. Zic că ești mai bătrân ca mine. Ce ai înțeles o viață întreagă? Din voia unui om, încât din voia unui predicator. Eu așa cred. Adică cum? Și lui i-a plăcut și-a predicat acela și l-a născut acela. Pitrițul nu l-a născut cuvântul. Așa înțeles. Acum, cum înțelegi Dumnezeu? Da, nu, că a spus, părere. Atunci când cineva te îndeamnă ca să faci pasul spre pocăință, și tu îl faci de dragul că te-a chemat persoana respectivă, aia e din voia omului. Și el privește la om. Dar, bun, o pun. Dar o pun de cealaltă. Da, dacă-i forțat un om să facă. Atunci ai mai grav. Aia e din voia vreunui om. Dar nu intri și aici. Și aia. Dar nu putem cădea în extrem asta. Fratelor, e mare lucru să vorbim. Dumnezeu mă vede că sincer. Aș vorbi cu-n treabă, dar nu mă vănuiesc că știu. Cunosc un frate de sadă la mine, eu nu de un șorea, eu din altă parte. Și-a avut prunz răi. El săraca șofer de plin de râvne să pocăiască, că și predica. Era și rușine. Și ce-a făcut cu pruncul odată? Nu e aici, mă, doar nu m-auzi, că n-aș vrea. Nici nu v-a spus cine-i. Nu te gândești până i-a ajuns capul. L-a legat cu fune de grumaz, o țupa peste grindă, și-o mări el dincolo, și-o zi, mă, te pocăiești sau nu? Nu! O tras sus, o dat de aripi, mă, te pocăiești, da, l-o lăsat înapoi jos, te pocăiești, mă, nu. Și-o țupa părece pe el. Și s-o dus, nu se pocăiască, s-o dus și de-n casă și de-n familie. E corect? Nu. Păi, fraților, ce spun eu? Dacă vrea Dumnezeu și pocăiască tetele mea, poate eu? Care el metoie? Are el metodie. Strigă odată și spune de nu vă pocăiți, vă îngropătăți de vii. Când se clătește dealurile astea și munța astea, este nu cași că nu. Nu este, nu. Dumnezeu poate. Amen. Amen. Dar Dumnezeu vrea să vrei tu. Amen. Îmi vine o întrebare grea. Nu știu dacă v-ați întrebat. I-am avut doi frați care au murit nepocăiți. Ce ziceți, s-a umblat lumea întreagă să dau sfat să pocăiască alții? N-am vrut să pocăiască frații mei. O, da, da, da. Aș fi tare unul cu duh de ala, nu vreți? Ce-a zis Pavel pentru neamul lui? Vă că răgușesc. Gelos. Gelos. Și știți, bă, ce-a spus? Știți ce s-a dat un frate către mine, frate de-am eu? Că oamenii ăștia au minte, știi, gândi multe. Mă, nuțul nostru să către mine, că eu nu. Cine mai te-ar Dumnezeu, dracu? Nu. Cine aș te răspunde? Dumnezeu, așa-i? Amin, da. Dar până ce-o răstăni Dumnezeu pruncului pe cruce de nu l-o răstăni pe dracu? Că spune pocăit. Pentru mântuirea sufletului nostru. Bine, dacă răstăni pe dracu, scăpăm de el, mai avem cu cine ta. Fraților, vorbim că să nasc! Și am stat și am gândit și credeți încă mi s-a dat un răspuns. Este altul mai bun. Dar mi s-a dat un răspuns. Și am spus, știi de ce? Vă cărăgușesc. Pentru că Dumnezeu nu se folosește deocamdată de putere, ce de dragoste. Amin. Aleluia. Slavă Domnului. Știți unde nu se folosește omul de putere, ce de dragoste? Știți unde? În familie. Dacă te-ai folosit de putere în familie, când te-ai pui, l-ar mânca tata și maica. Nu ai putea să scoate, nu? Da, invers! Tata și maica statului prunce ce rămâne mâncă și ei. De ce-i dragoste? Dumnezeu nu se folosește de putere. Și le-am dat o pildă. Și vă dau și vouă, în măsura în care pot eu. Ce-a făcut Dumnezeu? Vă dau pildă cu unui șofer care trece pe la postul de poliție. Și-ai făcut o greșeală. Când mergi la post, cine? Prietenul tău intim.
Mă, tu ești, mă. Da, mă, lasă-l, am. Dacă-l iartă, o călca legea, unu. O călca. Dacă nu-l iartă, nu mai e bun. Nu mai e prieten. Am un polițist, îi pus în două extreme. Ce trebuie să facă polițistul cu prietenul ca să rămână bun față de el și drept față de autorități? Așa a făcut Dumnezeu cu noi. Păi pe cale dreaptă merita moartea. O spus Dumnezeu, plătesc eu pentru el. Aleluia. Dumnezeu a rămas drept, eu răscumpărat. Slăviți să-i fie numele. Mama, ce-i cum ți-a bătrânul nucă? Dacă știi că folosești, eu aș da, dacă nu o lăs acolo. Poate ar fi indii folosește, poate e indii. Nu folosește, că nu suntem la fel. Până când ai stăpânire asupra copilului și până el simte frica și și este, până atunci vorbești într-un fel. Când deja copilul și chiar fica vorbește din experiență, deja a trecut dincolo peste puterea ta, nu te mână la spânzurătoare cu el. Nici la par și de în cap și-l pocăiești, omul nu te mână. Atunci trebuie să iei cealaltă parte. Cu lacrimi, cu sfat, cu rugăciune, cu post, în nădejde că Dumnezeu te va da pocăința. Și voi, frați iubiți, eu încă o dată zic că eu tot ce vorbi bătrâni am ascultat și eu le-am rumăgat. Nu dați în cap la oamenii de-aștia care au aceste greutăți. Nu-i mai năcăjiți. Că dacă este un frate aici la care a fugit o fată și a curvit cu un băiat, palalei cu nartea că cost păstăi că este așa săracu. Este plecat. Și spune, Doamne, acasă nu pot sta. Dacă mă duc la adunare, eu nu pot ridica capul. Nu-i mai lăbișit. Na, așa de mare predicator ai fost. Că așa te-ai ținut înainte familia ta. Nu-i Dumnezeu în gura ta. O spun categoric, nu-i Dumnezeu în gura ta. Dumnezeu să aibă milă. Amin. Nu, ce-ai făcut de oameni, de care ce-ai născut din cuvânt. Amin. Îmi pare rău că reușești, nu pot vorbi. Care-ai născut din cuvânt? Aceia care luptă să trăiască pocăința potrivit cuvântului, cum se spunea. Aceia-ți născut din cuvânt. Și vin la predicator. Predicatorii din slavă de șarcă. Vă spun la tăți, vă bate pe la inimă. Să nu-mi spuneți. Odată mi s-a întâmplat că nu m-am mai putut răbda. Am fost într-o biserică, când m-am coborât la vor, domnul a dat cuvânt, vine o mamă bătrână, eu eram mai tânăr atunci. Și a zis, Dumnezeu, binecuvânteze-ți guna și pe tine și cu tare. Am fost nevoie să spun, soră, n-ajută pe dracu. Se duce de aici. Fraților, oamenii pus sus cu ceva în ei de la Dumnezeu, dracu-i poate împinge numai în mândrie. Mă, stai, odată scântă. Oamenii jos și mici, păi știe diavolul cu deznegești. Na, ce răzi dacă mi-e tu? Bă, tu era tu câte o cântare, mă. Bă, dar tu nu spui nici amin, dar după ce mergi? Păi ăștia lovește cu deznegește, păi alții lovește cu duh de mândrie. Până acolo, mărg, frața tăcat de acest duh care nu cunosc Biblie. Că de nu aș cunoște și aș merge. Dar pentru că cunosc, prin el cunosc că-i demonul. Bă, de nu eram noi acolo, nu era nimic astăzi. Sărac de tine. Te pui în locul lui Dumnezeu. E slava lui Dumnezeu asupra ta. Predicatori din duh de mândrie, Doamne, scapă-ne de el! Predicator de slavă de șartă! Deci este tot așa, predicator din duh de șartă. Eu predică fraților care sunt la bun aparat să fac diferența între predicatorul ăsta și predicatorul bun. Ăsta predică foarte corect. Ăștia-ți vorbește Biblia 100%. Și plin de râmnă, cu scop să te zdrobească.
cu scop să te zdrobească. Așteaptă punctul, așteaptă momentul să ai o greșeală și o cădere și atunci ia Biblia. Și te tochează de la învon și e față cu apă și cu oțet, așa că după predica lui, pe tine te trece răceala. Și rămâi desnădăjduit complet. Înțeleg. Când e vorba să tratăm probleme de păcate între frați și în familie, vă spun ce s-a întâmplat în Oșorei. A intrat o discuție între doi frați, între responsabili care mătura adunare. Capul și coada. Cine conducea adunarea, o-s către-l, bă, tu vorbești, mă, eu-s conducător, de mătură-tor. Cine vorbi, domnul, așa-i? No. Ala Niembru. Și l-a lovit rău pe fratele. Și-o mărți fratele, ca nu mă gândi la adunare. Și-o mărți doi frați, nu le-o deștii sus la curte. O mărți alții, nu i-o primit, o mărți alții, nu i-o primit. Și nu m-a zis că tu, frate, încearcă și tu, frate. Nu mărți alt frate, eu sunat la sunărie. Că eu deștii sus la poartă, stai pe lângă, o zis tu, hai. Aleluia! Măi, fraților, dacă un frate a căzut și a avut un păcat și are o povor în spate, tu când te opești în dreptul lui și în ochii tăi curge lacrimi, la lui se sfărâmă inima. Aleluia! Aleluia. Și ala spune, tu ești bun venit, că tu știi că mă doare. V-am dat pilde concretă! Strigăm împotriva păcatului. Nici scârba de el. Dar nu pentru a-l nenoroci pe cineva sub păcat, ce pentru a-l ajuta cu Evanghelia, cu cuvinte bune, dar ridica de acolo. Amen. I-a urât păcatul, nu omul. Și Domnul să aibă milă. Amen. Și să ne ajute. Amen. Celălalt predicator, Aprilia, e din Câștig Mărșav. Ce bine când vine în minte ceva. Ce ziceți voi, pentecostali, cu pițu? Predicatorii Noului Testament are drept să ieie plată pentru slujbă? Aștia trei predicatori, dar nu. Are că e și trașelui, probabil. Eu zic că știu ce zice inimile pe acolo. Vedeți ce înseamnă a nu cunoaște un singur verset din Biblie? Care știi, spune, iertați-mă că vă întreb așa, că sunteți mai atenți. Corinteni, Pavel a avut dreptul, dar nu l-a luat. Nu s-a folosit de el. Mulțumesc. Galateni 6:6. L-a avut tot dreptul? A avut dreptul, dar nu l-a luat. Și dacă se folosește, ce pierde? Nu. Ce pierde? Nu. Răsplătire. Versetul, mă! Răsplata, răsplata. Așa e, măi, frate! Răsplata o pierde. Plata, adică merea rai ca unul care nu predică. Atât. Dar care nu e plată? Merea rai ca celălalt, dar și cu cununii, măi, fraților. Amin? Amin. Amin. Domnul să ne ajute! Amin. Nu leagă Noul Testament ca de lucru cu frații, că spune acolo că în dar ai primit și în dar de... Vreau să audem sală. La ce s-a referit acolo? La vindecare, dar de vindecare. Atât? Nu, nu. La vindecare. Dacă știți care va textul în Matei și nu pierd eu vreme, vrem să și citim. Dacă aveți altul text, dați-l, că uite aici poporul să știe. O zis Domnul Iisus, căutați textul în Matei care îl puteți găsi, să-și citească versetul. Vă trimit, scoateți dragi, vindecați bolnavi, înviați morți, în dar ați primit, în dar să dați, slăviți să-ți fie numele. Amin. Dar știi de ce ascultă-te inima? Dar ce ar fi dacă Dumnezeu îngădești pe Dumnezeu bani pe întraște? Dacă te-ai avea cancer, Domnul chiar vindeca pe cumea, așa mai da casa mie. Așa mai da. Da. Ea spune, măi, frate, Domnul, pe mine te vindecă de casa asta frumosă a mea. Că am dreptul. O zis, Domnul, aici nu. Aici e ziua de față. Aici eu ți le-am dat. Aici nu ai niciun leu! O vorbesc și cealaltă. Sunt frați și am și eu caz de frate, pii de când mai vii pe la noi. Deci nu vorbim mai fraților, să mognim acolo noi. Vorbește, Doamne. Și frații mă cheamă în Suceava.
A mers în țară cel puțin 3 zile în treabă. O zi o mers, o zi o stat acolo, o zi viu înapoi. Și trenul a cașmen. Și el mă costă, știu eu, 700.000. E 1.000.000. Dar sunt frasca, mă vezi, cât e de pițu, cât e și el ia bani. Da, așa avem o leacă de minte, mai fraților. Dar voi credeți că oamenii care merg în slujbă, aceia nu mâncă? Da. Aceia n-au copii? Au nevoie. Aceia n-au familie? Au greutăți, frigare. Au. Da, frate, că ar vrea și umpli buzunarele dacă merg în misiune. Altceva acolo. Aici e secretul. Aici e secretul, frate. Acolo-i baie. Aici e baie din câștig mărșav. Dacă acolo m-o dat atâta, când mă cheamă, mă mai duc, dar dacă dincolo nici drumul nu mă l-a plătit, n-a Domnul cu voi. Noi faci așa. Și mă aude Domnul. Dacă dincolo m-a dat prea mult, mă lasă-mă că nu stă de anghe. Mulțumesc, dar așa să fie. Aleluia. Așa să fie. Că sunt și biserici săraci. Sunt biserici că-s 20 de persoane. N-așteaptă să-ți plătească. Și sunt biserici de 700 de persoane. Oare nu trebuie și lucrătorii să cântărească? Amin. Oare nu trebuie și bisericii să cântărească? Amin. Eu cred că da. Amin. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Am vorbit de predicatori din câștig mărșav. Și acum viu la predicator, asta a fost versetul careva. Da. Matei 10:8. Ce chel? Vindecați bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproți, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Dacă aveți alt verset, vă rog să-l publicați aici. Și frate, versetul ăsta îl bagă la predicator. Deci am texte în unul și frate măcălare are dreptul să trăiască de la altar. Dar șterge răsplata. Domnul te primește. Dar să ne luptăm să vorbim corect și cum trebuie, în măsura în care Dumnezeu ne-a crescut și Domnul să ne ajute. Predicatorii din dragoste. Ce ziceți voi din toți predicatorii ăștia care am pomenit eu pe aici a patrălea? Care mustră mai mult? Dar pe cei dragoți că te mustră? Amin. Cât e greu de înțeles. Am aflat 3 versete în Biblie, pe aici mai multe. Una, mustră blând, alta, mustră aspru, și alta nu mustră. Și am clins la tăchiu 3. Ce zice, cine v-ar plăce? La care verset? A? Trească. A, nu-ți buni tăciuri. Să chepazească Dumnezeu și tăciuri. Dar vezi, dacă nu știi, vrând nevrând, tu nu știi că greșești. Care știți pe cine ori că și nu-i mustre? Care prorocul? Bătrân. Nu, nu. Acolo că pe bătrâni și sau pe lucrători se mutri pe bază de matucilă să cheam. Ei ne spune să nu-i mustre. Așa, frate. Dar pânțați că și nu-i mustre. Că n-are nicio rost. Nu-i mustra. Așa cum zici, tata, când a început complu și bună șire, și bai, și hani, și câchitate, și bătaje, și tot n-a reușit. Crezi că nu sunt părinte așa ca și că ta nevastă. Băi, zice, fac cât ce-o vre. Marg la închisor. M-am deslipit inima de el. Vai de poporul la care Dumnezeu spune nu-l mai mustra că e lepădat. Dar ce înseamnă a mustra cu două blângheți ai să știi tăți? Tăți îl știai să. Și a mustra aspru. Ne întrebăm pe noi că dacă pui mustrarea aspră intra bună, blândă, am nenorocit. Dacă o pui în verzeară, am nenorocit. E vorba de judecăți. Vă că Dumnezeu mă împinge la ce am auzit pe aici. Doamne, dăm glas. Rugați-vă și Doamne. Treabă că aici să judece sau nu treabă? Treabă. Treabă, așa e? Dar tăți? Nu. Dar este și inii tăți. În viața lui și în familie poate tăți, nu? Dar vedeți treabă. Trașe mustri. Treabă. La Neloșore vin câte un frai sărac ca pe noi, iar eu îl ierg, gândesc, bine ai băgat aici am. Bă, frate, eu n-am vins pe mustru. Eu nu m-am stare să-l dea după ce ai vin la noi. După cunoștința mea, predica fără mustrare e ca mâncare fără sare. Nu este ce mustra? Este aici un tată care a crescut 10 prunci fără mustrare? Să nu se scoală în picioare, că nu-l primesc.
de o biserică se poate crește fără mustrare? Nu! Nu! Când trebuie să mustri dulce și aspru? Am auzit ceva, dar nu tare. Când e păcat? Vine păcat și într-una și în alta, când o treci mustri. Dar când trebuie mustra dulce, blând, așa cum știu tăți frață, și când trebuie mustra aspru. Dacă știți textul, ne spune el într-o zbascapu. Dacă mărturia aceasta e adevărată, mustră-i aspru. Mustră-i aspru pe cei care vreau să se despartă. Un păcat în viața unei frate și a unei familii să începe cu mustrarea blândă, așa cum faci cu pruncul, măi fratelor, știi ce am zis, poate ați supărat pe unii, cine nu a crescut familie, nu-i bun de păstor. Am iar o zis tare, așa e, că vreau să zici frate, pis, dar Pavel n-a avut, că m-a pus frate care m-a murit, dar nu trăiești tu ca Pavel, eu nu trăiesc, da. Dacă trăiești ca Pavel, fă ca el, că l-o fă pe acolo pe-n cer, noi nici pe la adunar nu venim. Dar o biserică, băi, fraților, se conduce exact ca familie. Amin. Exact. Atâta durere în părinții ăștia pentru... I-a spus, băi, fraților, i-a spus și l-a supărat pe Dumnezeu, Dumnezeu meu, Doamne, dar de ce ai pus atâta dragoste mama asta? În stare mama, Doamne, să nu mănânci. Dacă e bolnav, tătă noaptea, noi tață, nu suntem chiar așa, adică poate nu-s eu, voi fi. Toată noaptea ți-l leagă în braț. Toată noaptea, și te nu vrea și chiar. Și pentru aceea a spus Biblia să compara Dumnezeu cu tata și cu mama. O să fie cum sunt duron tate de pruncii lui. Îmi place să predic asta la prunci. Că te le spune că pe tata nu-l doare. Cerul spune! Îndurare, copilule, că la tata tău n-ai nicăieri. Și Dumnezeu să pune egal lui. Și ia și pe mamă, dacă și-a uitat sugătul, că o să-i cam greu. Târfileaște, mai uite, dar nu mama adevărată, eu nu vă pot uita. Slăviți să fie Domnul! Amin! Dacă prima dată și copilul uliță, iertați-o, mamă, că poate lungesc coleac, dar vreau că m-ar plăcea așa să le vorbesc, să înțeleagă tăți. Amin! Păi și copilul în stradă, tu mergi pe el, băi, 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 că te tortești motorul, în casă. Ai blândut soleacă, nu? Ai mers în casă în Ponțaus? Înapoi prun cu stradă. Tata așa mea, cu țucuri. E de urechi, nu? Bă, depui eu vorbesc degeaba? Păstă două ceasul meu iară în stradă. Cam cum merg. Eu plec cu bota în brâncă, nu? Dar după ce îl bați, după ce îl plânge, și el zice, mamă, nu mai fac, ce faci tu? Săruți. Așa-i Dumnezeu. Slăviți să-i fie numele. Așa trebuie mustrarea. Nu dacă mi-e sece de unul, cum a căzut de cu acea aspră. Nu. Mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credința. Vrem să fim sănătoși. Da, mustrați aspru. Domnul să ne ajute! Amin! Deci, frații care predică adevărul, folosește ce mai multă mustrare! Aleluia. Nu cu scop să omoare, să distrugă! Cu scop să ridice și să vindece! Amin. Domnul să ne ajute! Amin! Cât Domnul m-a dat și câte cunoștințe am, v-am dat și vouă, luați ce-i bun! Vreau să mă duc la doilea text. Despre cele două secerișuri. Nu poate un om să ajungă în rai să nu treacă până două secerișuri. Nu se poate ajunge la doilea seceriș dacă n-ai intrat în primul. Nu e sigur dacă ai intrat în primul seceriș că vei reuși și la doilea. Nu știu cum să vorbesc, ca să vă pun în temă înainte de a vorbi. Cele două secerișuri le găsim în Matei 13:1 și 1 în Ioan 4. Despre amândouă vorbește gura Domnului Iisus. Și am încă știți Biblia Vigata Predica. Le aveți. Dar avem aici, da, care cresc. E așa spun la ușorii, băi, nu pentru voi predica sunteți cărni. Eu predic pentru aici, mă, care anul trecut au fost de 15 și am de 16. Și mintea, eu crescut. Și așa predic pentru cine nu știe. La primul seceriș
Dumnezeu folosește oamenii. La doile seceriș, Dumnezeu folosește îngerii. La primul seceriș se poate face greșeli și voite și nevoite. La doile seceriș intră și cei care au făcut primul seceriș, nu numai rodul lor, adică păstorii și toți lucrătorii. Care-i primul seceriș? O zici Domnul Iisus către apostoli. Nu ziceți că mai sunt 4 luni până la seceriș? Așa e că știți textul. Iată holdile scoapte că vine samaritenii. Rugați pe Domnul seceriș să scoate? Adică predicator, așa gândiți, nu? Și Domnul ne-a dat o grămadă, numai aș fi îmbrânt aceia care sunt din dragoste. Deci acești secerători, prin vestirea Evangheliei, eu la vârsta de 8 ani, ce ați zis că poate primim prunc la 8 ani? Mă gândesc de încă de multe scori, măcare aveți 8 ani acolo, când te vând un prunc, nu vine a crede, dar știu că atât am avut. Să gândești tu că este un popor acolo și este un prunc de 8 ani și cerul să uite la el. Nu-ți vine a crede. Nici nu-ți vine a crede. Și nu era adunat cum o să frate, că atunci a intrat primul penticostal în Dărnișoara. Doar sora mea a întâlnit pe undeva și a spus, nu ținăuți, am văzut zbor cu ce frate după jerunț vorbește cu Dumnezeu, nu vii și vezi că amul vin la noi, cum n-ai mers prunce? Cum n-ai mers? Nu știu, părință. Și m-a pus acolo într-un colț de casă și predicatul era un maghiar, s-a pus în dosul mese în casă și a început să predicat. Eu n-am mers odată. Cum eu smut la Domnul Iisus barba? Cum l-a bătut biciul? Cum a rupt carne din el? Cum l-a bătut cu impalme? Lăută, n-am auzit. Mie îmi pare că-l văd pe Domnul Iisus. Aleluia. Cu nuna de spini. I-a dat cu ce-o menge-mi. I-a dat o țet. Și am început acolo în colț, n-am mai puteam de plâns. Și Dumnezeu a nevoit un bărbat la 50 de ani, de 2 metri, de înălțime, că a lăsat masa de acolo și a venit pântră tăți. Și când am văzut că vine, vine că car jos, mă gândeam, Domnul vine la mine. Și la mine a venit. Când am mus mâna pe mine, măi, fraților, am zis că mă topesc. Dar sunt țamul, cum ați simțit atunci. Aleluia. Și tinere, Dumnezeu a pus ochii pe tine. Și dați în coleștea lui. Amin. Și mulțumesc că s-a lui. Amin. De ce mă doare? Frăciucul predicator și prorocul Morar Curvar și Bețivan. Voi mă auziți, îmi pare, nu pot striga mai tare. A murit Curvar și Bețivan, de fapt întâi Bețivan, ca ce te duce acolo. Și a început numai mă la adunare, eu normal, am crescut, ne-am întâlnit, am ajuns și eu responsabil de adunare, că nu fost cine. Când mă vine veste, frate, pe nu mai vine ca o acțiune la adunare. Hai până la el, că știu că te iubi mult. Îl spune și vine la adunare, că vine pici. Și-o vine la adunare. Când m-am băgat în adunare, dar pe colțul băncii, de el murdărit. Și când m-a scolat pe genunchi, am întrebat la el, a zborat în spatele mine, m-a cuprins și-o prins în hohote. Am plâns și eu cu el și n-am putut spune nimic. Am mers la predică. M-am dat în mâna Domnului să folosesc tot tratamentul ce se face pentru el, că știa el Biblie, de la el am învățat eu. Plângea în hohote, urla, jemea, măi, frate, mă, să-mi nu vă ajung Dumnezeu în starea aceea. După ce s-a liberat adunarea, am zis, mai tare. Am auzit că le-ai făcut aici. Nu știu că l-ați cunoscut pe găoasul de mea, dar... Uite, că l-am cunoscut, frate, nu. Frate Căuaci, Dumnezeu poate trece peste ce-i scris. Dumnezeu are multă milă, avea copii, era primul bărbat și proroc pe acolo pe meleagul din noastră. Hai înapoi. Frate, pici, nu știu, parcă nu pot. Calcă pe inima. Încrede-te în Dumnezeu, vină înapoi. Și m-a spus frate că a venit după aia vreo 3-4 luni și nu a venit. De ce? A avut ucenici în biserică. Că i-o dea înapoi în cap. S-a întâmplat și în sat la mine aceasta în Dărnișoara, când unul care s-a lăsat de pocăință, a început și-o plâns și-o zis, pițule, că era de vreme mea, nu e ucină în veci, că nu-s vrednic, că mă tem că mi se uscă mâna. Dar măcar pentru prunce aici de-am mie, că a început prunce și-o vin la adunare și nevasta, că fără căsător. Și-aș vrea și vii una pe la adunare, nu mă pedepse Dumnezeu, nu-i cheamă,
Lucia, fă-te ce știi că-i place lui Dumnezeu. Aleluia. Dacă tu știi că lui Dumnezeu îi place că pruncii te-ai fi pocăiți, Dumnezeu te-a iubit. Și am auzit că după două luni zboară sori de acolo proroci. Frați proroci, nu vă comand, comandi-vă Dumnezeu. Amin. Dar gândiți ce faceți. Și-o fac lucrare în plin. Cât despre tine, bărbatule, răstăni pe Hristos a doua oară, numai ce căuta că Dumnezeu te-a lepădat. Nu mai vine altul la adunare. Suntem siguri că facem bine? Nu. Eu spun 2000 de ori nu. Lasă-l în adunare! Ce ai cu el? Treaba lui Dumnezeu. Păteța te primim în adunare. Nu-l băga în biserică. Nu-l băga în drepturi. Nu închina poporul Domnului, dar lasă-l acolo, Dumnezeu să-l macine. Amin. Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Revin din nou la cele 200 cerișuri. V-am spus când am fost prins un secere pentru acea mărsă acolo. De la vârsta de 8 ani, mai scump și mai drag în viața mea ca Dumnezeu n-a fost. Mereu plângând pe uleță, pe drum, mă rogam. Dumnezeu mă vedea și m-a ajutat. N-am avut părinți care m-au contrazis. Asta am avut un har. Tata meu, noi de undeva ne tragem cumva din sămânță de evrei. Și când am mers, am mers unii și sora mea. S-a oprit odată în dreptul nostru la mândoi și-o zbă pruncii mei. Religia asta e jidanilor, nu care sunt nevoile. Numai jidani s-a rugat atâta cât vă rog ajut. N-am bani. Dar să nu vă prind, că dacă v-ați prind, vă lăsați, că vă bat, nu sunteți buni de nimic. Dar nu știu de ce trăim, vorba fratele, poate folosești. De putere, da. De putere, da. Am un frate care îl cunoșteți pe Iuliu Păpiț. Dumnezeu ne-a ridicat din gunoi. Mă, dacă vă spui eu de nimă scos pe mine, Dumnezeu mi-e numele și ne-a făcut oricare în sat. Și când mă duc am în dărnișoară, că am fost și am în mormântare. Și n-au dărnișat nici o pus Dumnezeu în mine, mă, prun cu porcariul meu, mă. Aleluia. Sunt dată soră de-a mea baptisă, mă, nu sună mie poate de rușini la învăr, nu te voi, mă. Că David a făcut semn, că l-a ridicat Dumnezeu de coada oilor. Aleluia. Slăvit să fie lumea. Ce crezi că m-au dus până America și până Europa? Școala de 4 clase. Că nu știu scrie bine nici numele. Dar darul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele! Aleluia! Suntem în stare să-i mulțumim că m-a prins un secerișul lui. E mare har! Pocăința nu-i crucea după mine, pocăința-i cunună! Aleluia! Covea niște ghimbi, dar 1000 de binecuvântări! Ai scăpat de blestem în casă, ai scăpat de curvie, ai scăpat de bătaie. Ai scăpat de hoție, ai scăpat de pușcărie. Aleluia. Sunt oamenii în lumea noastră că după ce întunecă nu mai ești afară. Nu mai ești. Tu te plimbi la miezul nopții pe tăcii străzele. Aleluia. 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 Dumnezeu e aici. Aleluia. Simțesc că-mi cură. Aleluia. Aleluia. Mă duc mult la evanghelizări, îmi place să vorbesc cu prietenii. Și le spunea la prieteni, băi prieteni. Așa că pocăiți sunt nebuni. Știu eu. Vă fac o întrebare. Aveți o fată sau două care vine cu trenul la ora 2 după amiază noapte de la gară. Trebuie să ajungă acasă pe 1 kilometru de drum. Dați 2 drumuri. Pe un drum stă numai pocăiți și pe unul nepocăiți. Pe care drum recomandați la fata voastră și vie? Am sorbut o mință. Mă vă rog. Aleluia. O trebuie să spun în ciuda lui. Bă. Cu tărbit de proști pocăiți aici, dar te prind ghizii, nu ni se întâmplă niciun rău. Slăvit să fie, Domnul! Amin! Vă dați Dumnezeu inspirație de a-și le-a pus alte, bă? Vă avem 2 pruni, mă! Unii pocăi și-au prostit! Nu-i mai ridențeu și joacă sub coardă. Ori mă sară de acasă amândoi și vine ora 1, nu vine niciun acasă. Spune-mi care te deranjează. Nu-i omul prost, băi, fraților! Care te deranjează, spune-o! Îi spune la nevastă, mă, pocăi, tu s-a rogat oarindea. Dar da, Ani, fețora, ai sta mândră în os, că poate fi înțăpat concurs, e drept sau nu? E drept! Avem un Dumnezeu care ne-a educat bine! Gloria! Îi să fie numele Lui! N-avem nevoie de-al Dumnezeu! Amin! N-avem nevoie de-al învățătură! Doamne, ajută-ne să trăim în ea! Amin!
Tăți câți ați ajuns până la botezul în apă, prin cuvântul Evangheliei dat de frați. Parcă tăți știi, mă? Pe mine cântarea ce m-a mișcat prin sora ce. Pe mine poezia ce m-a mișcat prin fratele ala. Pe mine fratele ala, predica pe fratele ala m-a mișcat. Alo, de scuiat acolo închine ceva. De acolo încolo ai sporit, ai sporit și ești aici. Zice Biblia, el ne-a strămutat, nu neva, ne-a strămutat din împărăția întunericului, înge, în împărăția dragostei Fiului Lui. Care-i împărăția aici? A lui Iisus. Amin. Păi dacă ar fi împărăția întunericului, ce vă ce-ar fi aici în pădure? De friu, urmii, înjurături, bețivani, hule, da? Dar pentru că suntem în părăția dragostei Fiului Lui, mai sunt lacrimi. Care nu rămân pe munche. Aleluia. Dumnezeule, învește-o slăbit. Nu rămâne pe munche. Că asta e unul cu cupa. Aleluia. Tu crezi că le pui în batistă, dar le pune în burduf. Aleluia. Pe hoazie. Aleluia. Te bucuri când le plângi și te bucura când ți lua răsplata pentru ea. Slăbit să fie Domnul. Suntem prinși, suntem mutați în împărăția Lui. Spun frații și dau testul că împărăția Lui Dumnezeu nu-i mâncare și băuturi, ce ai? Neprihănire și spus să vină acolo. Pace și bucurie? Dar indi nu-i neprihănire și pace, tot harul în fratele ala, cam din de aceea. Deci este ce avem și ce aparate de control. Măi, în adunare, zboară în sus, bate în palme, strigă că mai te adâgnesc că gata și explodează. Așa e de plină de putere. Dar cu vecina nu vorbești, e plin de putere? Eu nu cred în veci, că mi-e Biblia spui care e plin de putere. În care împărății s-aște? În mie de ani unde asta? O, dar frate, crezi că vine aceea și acolo fi. Aici! Acolo fi mai mult! Aici! Punctul de bază e neprihănirea. Când intră neprihănirea, unitatea, e pace. Aleluia. Și când e și înțelegere și trierea vieții, Dumnezeu cu bucurie. Aleluia. Slăviți să fie Domnul. Aleluia. Am intrat în secerișul primul prin frați, prin Domnul, prin Duhul Sfânt, prin Iisus, cum vreți. Și acum aici sunt eu la școală. O viață întreagă. Și vreau să vă spun, oricât ați ști, trăiește. Mă mir de multe ori. Întâlnesc câte un predicator, ține o predică, nimic n-a știut de ea. Și Dumnezeu meu, dar eu nu te înțeleg. Dar parcă aș spune că, na, o leacă pe în Biblie am umblat. Și parcă aș spune, nu multe versete sunt biblica, nu le-am citit. Dar din de-o scos predica asta. Și când o scos, tăi din Biblie. Tăi din Biblie. Că Dumnezeu atât de bogat în înțelepciune. Slavă. De noi nici nu putem crede. O zis David că a gândit să se facă și el predicator. Și o zis, am gândit și încep și vorbesc de tăci minunile tale. Vadă oamenii cât de minunat ești tu. Bă, ce-a început și facă, ce-a zis? Care știți? Când le-am văzut, am ajuns la cunoștința că minunile tale sunt mai multe ca bobile de nisip de mare. Auzi, cât ies? Cine e face numărale? Și cine e face predica tăți aștia? Dumnezeu prin tăți! Întregește pentru tăți! Ca să ne formeze pe tăți! Întregi pentru slava Lui! Amin. Și Domnul să ne ajute! Amin. Am vorbit aseară de niște păcate și am spus că sunt aici în popor aștia. Aștia nu sunt lume. Și acum întăresc! Ăsta aici, între aceia care vă prind la primul seceriș. Dar cum de ajungem acolo? Frate, a spus să trecem la mărturisire. N-o să vă spun drept că m-am gândit și eu când mă tot, mă duc, o zis frate, mă duc, dar m-am gândit ca om. Nu, pindii ce? Nu că nu am. Dar care mai, mai. Și am gândit, măi, le-aș putea spune lui frate un cuvânt și am terminat cu mărturisirea. Știți care e ala? Iisus a fost ispitit în câte? Ca cine? Și ca noi bătrânimă? Na,
frate, de-am vrea să-ți mă părăsesc. Nu vă credeți că-și la bătem vin de o curvie? Vă credeți? Cu un picior în groapă, mă, și cu un șuveni prin cotelare. Acum e dragul și la el. Acum. Nu există, după cunoștința mea, demon care să nu-ți bată la inimă. Nu reușește ăsta, încearcă ăla. Nu reușește ăla, încearcă celălalt. Și vă spun în experiență. Știi, nimă că o te mai ies. Acolo ne-ați fost mai bine lănțuiți când ați fost pocăi. Băutura ți-a plăcut. Grijă că după cine. Femeii ți-a plăcut. Ai grijă. Furtul ți-a plăcut. Ai grijă. Acolo să te păzești cel mai tare. Amin. Că acolo e mai scrabața. Dumnezeu să ne dea biruința. Amin. Câte vreme fii ispitiți? Până am scăpat ispititorul, doamne iartă. Și ce am zis eu, poate n-am dreptate. Ia că mai multă lupte am eu cu trupul ca cu dracu. Așa. Poate am greșit, nu? Nu. Știi până ce? Că zice că trupul-i... A cui? Nu, dacă așa e bine, atunci n-am nimic cu păcatul. O să pavim în romani pentru ca trupul păcatului să fie dezbăcat. Am predicat asta și a fost o inginere acolo. Iau scoală mult. Când am gătat predicarea de vrage, mi s-a greșit. Am eu nu ia păcatul lui. Nu-i templul Duhului Sfânt. Dar pițule, dacă nu știai mai mult. Dar Biblia asta, măi, frate, asta încă la mă vrem. Slavă Domnului, mă zic, că Pavel probabil nu a fost templul Duhului Sfânt, că Pavel s-a nenorocit de mine, cine m-a scăpat de el. S-a închis inginerul gura. Aleluia. Deci ce știi să aveți cuvânt? S-a dus o treabă lui inginerul. A tău trup ce-i? A păcatului sau templul Duhului Sfânt? Depinde pe Dumnezeu folosă. Așa, măi, frate. Am upit lui templul Duhului Sfânt că predică bine și mi-a zis, păi, ține-o ceartă cu alea, sunt un prop sau sunt ce aici abrat? Sau cui? Tatu. Nu-i dracu cu coarni, că ne-ar zgârea când s-ar apropia de noi. Așa vine și le spun la frață mai bătrâni. Vine cugete în cap la mine două. Și stau și meditez și-s protiv nici unul altul. Categoric unui negru nu-i alb. Dar așa de albe amândouă că nu le știu deșifra. Și nu accept niciunul până nu mi se dă lumină. Atâta de sensibil. Dar harul avem că dacă nu știm, Dumnezeu ne iartă. Amin. Dar nu dacă nu vrei și știi. Amin. Nu ce iartă. Și-o frate că te-ai mai bătrân, că ai frate, fiți mai bine, nu știi atâtea, că nu știi are Dumnezeu atâtea. Sărac de tine. Tu crezi că aici e ca și cu vecinul, că-l tragi pe sfoară. Cine nu vrea sau cine vrea să mă înșeare, ce-o zis? Îi blăstămat înainte de vreme. Noi trebuie să vrem și să punem în aplicație și să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. De la primul să cerim și intrăm în lucrarea lui Dumnezeu pentru pregătirea lumii noi. De aici Dumnezeu va face învierea. De aici Dumnezeu își va revolta poporul. Dar îmi pare rău că nu pe toți. Și aceea nu pe toți pot fi eu care vă predic. Și poate fi prorocul care vă prorocește și pot să mor în adunare. Că am vorbit de vița de via seară puțin și v-am băgat numai în mlădiță aceea care o taie. Dar aia este una care nu rămâne. O să că orice mlădiță care nu rămâne în mine, da, că n-aduce, nu rămâne în mine, zici că e legată cu cea care o tăia tata, își păstrate amândouă pentru ziua judecăță și s-a aruncat în foc, aștept două din adunare. Și dacă te uiți bine în Biblie și știi cine e. Aia pe care îl tai tata, ala rămâne în adunare. Ala rămâne că e rușin mai la popa după 30 de aici o fă la adunare. Aia mă regropa și pe mine o arcine. Dar vezi că el stă acolo săracul. El știe mai bine. Ăla care nu rămâne, ăla ești afară de la noi. Ăla stă câtva vreme și-o lua papucii, mere la beții, la curvii și ne bajocorește pe noi. Încă acum mai rar se întâmplă, de când o porni pocăința atâța, la noi doi tine după ce s-o lăsa de pocăința, unul mărs pe un duleu, zice la noi, la capul de holi de pământ dincolo. Și unul vorbea limbi dincolo și stau la tălmăcea dincoace. Cât îi ține gura și auze satul. Și vă spun drept că ne ocănesc satul în vremea aceea, că suntem tremurici. Dar tăi se trezește minte la om. Și a început și a zis satul, mă, nu știu ce-or pățit tânirea aceea, mă. Nu știu ce-or pățit. Și-o pățit-o. O pățit-o. La vârsta de 20 de ani un tânăr, o mă, după pleze, care știți, cu cai,
Nu vin pe un deal în jos lângă biserica baptistă, el o patinat și o picat între fălcile carului așezării la nunci, cum știți voi? Și așa s-o tămădit că s-o pus picioarele în așa fel că el a rămas cu fața în jos sucar. De acolo nu s-o descălțat, care au fost scăpați și nu a pot opri nimic până la capătul statului un kilometru. Și când a oprit acolo, a fost capul ca coșară de stup. Și-a strigat satul. Nu l-a putut răbda Dumnezeu că și-a bătut joc de pocăiță. Bă, au zis oamenii aceia că și și-a bătut joc de pocăiță. Dar Dumnezeu scoate la lumina de mărul. Slăviți să-i fie numele! Aleluia. Este care rămâne aici și îngropi popa sau pocăiță, că popa nu îngropă. Dar este care nu rămân să se hulesc, va jocoresc în lumină. Dacă să se scoate ei că-și nevinovați, Dumnezeu să ne păzească. Revin din nou! Dacă aici nu rămânem prelucrați de cuvânt, mă duc la textul din Matei 13 și aș vrea să spun un lucru pe care mulți frați nu-l cred așa. Nu vă oblig nici acum. Nu cred că neghina e în biserică. Amin. Nu cred. Pentru că nu mă lus o tâlcuiesc, că e tâlcuită. Amin. O, zice frate, mă, dar e plus mulți, mă, și familie mă, dar ce facem cu ele că scotem din dreptul, mă, că scotem pătăți. Dar lasă păcat acolo atunci, că e împuțit pătăți, ia pe-mi expresie. Dar spune acolo, frate, fiți că neghina și-o lăși împreună cu greu. Vă rog, notați ce vorbesc, că ar sunteți pe ideea ce și analizați. Și-o, Permacișus, o zis țarina? Lumea. Vezi că e adunare? Nu, nu. Dar pe ce păcând e că e adunare? Sămânța bună? Inghie. Nu în adunare. De ce tălmăcină acum? Neghina? Inghie. În adunare? Dar țarina ce-i? Lumea. Păi vorbim așa. Dar nu-i clar? Gata tălmăcită-i. Țarina-i lumea? Sămânța bună să fie împărății în lume? Neghina îți fii celui rău în lume! Doamne, dar ce ai vrut să ne spui prin asta? Eu vă spun inspirație. Până la Iisus, fii împărății, avea dreptul să-i ucide pe neghină. Câți neamuri omoră evreii? Repet. Și s-o codea Dumnezeu că păcătuit? Nu. O, prin pildă asta a spus Domnul, oprește. Nu mai are de drept că ești pruncul lui Dumnezeu și te răzbui păcat nu s-a lui. Asta vreau să oprească. Nu ce spun frații și nu scoți păcatul din adunare. Că doar n-ai texte să te sprijinească ideea asta. Și vine secerișul, ai sfârșitul veacului. Secerătorii, îngeri. Ei vor smulge dinghe. Din țarină. A, cine te-a creat? Păi ce nu spui din țarină? Nu, nu din țarină. O schimba sensul? El va smulge din împărăția lui? A cui a lui? A lui Iisus. Care e împărăția lui? Noi. Ce-a smulge de aici? Toate pricinile? Nu. Iată-mă că poți scrie așa. Dar de dragul să așa trasă, că ar vrea să pun lumină. Vai de pocăitul care nu-i pricină de potinire. Scot invers. Și frații îi spune că pe aștia băga iad. Eu spui, vai de voi dacă nu sunteți. Fost să știți pricină de potignire. Da. A avut-o păcate? Nu. Dar cum ne chemem noi cum avem păcate dacă suntem pricină de potignire? Deci nu înțeles cuvântul. Va smulge din părăția lui toate pricinile de păcătuire. De aici. Nu de mult mi s-a descoperit un lucru și a rămas mireaș. Bine, am întrebat. Nu s-a putut răspunde. Ar vrea să se poată. Dorit-o Domnul Iisus moartea cuiva în timpul misiunii lui. Mă, dorit-o? Eu zic da. Până ce zic da? Că mult l-am găsit. Și am liniștit și voi. Ce-o zici Domnul Iisus? Vai de lume! Din pricina prilejurilor de păcătuire, nu potinire. Dar vai și de acela prin care vine. Ce-o zic în continuare? Ce-și facă? Și fii milit de el, ha? Și lege o piatră de moară, ce-și facă el? Cine-o zis? Gândi că ți-e și greu, așa-i?
Dar n-are loc, nu, doar el tot așa vrut, tot bine, dar cum aici? Dar adaugă, frate, că băi că a fi mântuit, scrie așa? Scrie că a fi mântuit? Nu. Nu scrie. Cine poate fi pricină de păcături, nepocăiță sau pocăiță? Pocăiță. Pocăiță. Treabă-mi altul păcat decât ăsta. Întreb altul. Numai când ăsta păcat, el de ajung eu la pricină de păcături. Care diferența? Intr-o leacă și aici, că aici am vrut să vorbesc și vin din coș și termin, că m-am obosit. Care diferența? O să spun doar în două cuvinte și dar sunt chiar atent să înțelege. Ori de câte ori facem voia lui Dumnezeu în ceea ce ne cere și oamenii ne blastămă, ne bajocoresc, suntem pricină de potignire și ferice de noi. Amin. Na, baba, băi, de 18 ani, căci o băbășchiuri câte îmblăbești. Nu-i bai, că așa-și bine Biblia. Na, mă, iară-i gravide, la sori săraci. Câți am, numai e puroaie faci cât tine. Nu-i nimic, ești o cărâie de pricină de potignire. Bucurați-vă, zice numai, când în pricina mea veți fi ocărâți, că Duhul Sfânt se odinește peste voi, Doamne, fă așa! Amin! Când suntem pricină de păcătuire? Ori de câte ori dăm pricina noastră să calcă cuvântul Evangheliei? Poate fi o întrebare numai. Roman 14 cu 13. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau o prilej de cădere. Mulțumesc că m-ai dus acolo. Poate le pierdeam. Pricină de potignire trebuie să fiți pentru toată lumea, dar pentru frați adevărați nu. Asta e și de acolo. Adică acum pentru frați adevărați nu. Biblia ne dă voie să ne păstrăm cugetul. Nici Biblia nu spune nici că e păcat, nici că nu-i păcat. Dar ai cugetul tău. Și vă știți ce vă vorbesc? Dacă cineva calcă cugetul, ce o să face? Păcătuiește. Dar știți ce facem noi? Mulți. În loc să nu-l facem să păcătească, chiar îl sicâim. Ce să-ți vedea cu fratele pendicostal Boitezea cu Duhul Sfânt să ne ieși sâmbătă? Face păcat? Nu. Va face păcat? Nu. Dar cu ce îl bajocorim așa în spate, unul către celălalt? Na, mă, s-a făcut adventist. Na, mă, am mai sunt. Dar cu frate nu mâncă carne. Face păcat? Nu. Dar cu cel te discutăm, așa este advente. Și care-i scop. Da. Da. Crede-mă că nu te prea oprești de la aștia așa ca să fii de dragul lumei. Numai te aud dacă vrei să fii suliet. Ale-i singura linie. Și asta am predicat. Și o predic oricând. Dar oamenii lui Dumnezeu are drept să-și păstreze cugetul curat înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și eu n-am voie. Ți-o frate la bon la noi, frate Pinț. Eu lucrez cu un adventist, numai pântra aia fric slănin înaintea lui. El o gândit că marcă cât de sfânt pe el. Nu mai mare un putut face. Dar de ce? Că face pe sfântă. Dar și tu faci? Și tu faci atunci? Deci aici nu-i voi să fim. Dacă pe ăla îl jignim, suntem pentru el o pricină de potignire și nu ne dă voi Biblia. Și textul din Dios, frate, eu nu cred că o zi e mai mare, alta că e mai mică, alții că tăcheți la fel. Pe care avem drept să-l judecăm? Lăși pe unul. Unul crede că poate mânca de tăti, că știți te. Altul numai verdețul. Pe care avem drept să-l judecăm? Niciun. Și cum făceam noi? Pe care nu-i ca noi. Hei, cam asta e masă. Cam asta. Care nu-i ca noi, îl judecăm. E, pentru aia venim aia, să nu merem cu capul, să merem cu Scriptura. Amin. Și Domnul să ne ajute. Amin. Încă o dată, pricina de potignire atunci când trăiești cuvântul. Și lumea te hulește, te bajocorește. Trăiește cuvântul și poartă-ți crucea. Amin. Dar ori de câte ori lumea ne bajocorește, că suntem mai lacom cu ei, că vorbim mai mult prostii ca ei, că ne certe mai mult ca ei și dacă e drept, vai de noi. Și aștept pricina de păcături. La aici ce-a zis Domnul Iisus, mai bine ar fi să-i selezi o piatră de moarte. Să fi luat din drus să se poată pocăi cei care slabi, care din pricina lor nu se pocăiesc. Dar așa cum e accentul. Vai de lume din pricina asta, că nu-i mere rai. Dar va și din aceea prin care se întâmplă, n-a mere rai. Nici nepocăitul care nu se pocăiește pentru asta, dar nici ăla care pune predică. Domnul să nu ne leași între ei. Amin. Când vine el va smulge din împărăția lui, tăte pricinile astea de păcătuire și... Cine sunt aștia? Aștia de adunare?
Nu, frate, că ai ieșit, că ți-o spus din împărăția celor. Asta e neghina. Asta e lumea. Deci îi scoate pe ăștia răi din adunare, îi unește snop cu cei răi din lume, îi leagă un snop și aruncă în iad. Întreb, pentru cine a fi durerea mai mare? Pentru lumea, pentru ăsta care merg la plată cu el? Cred că putem judeca. Care s-a dus la pocăință și nu s-a ținut. Dumnezeu să ne păzească. Amin. Avem mare de har, Dumnezeu ne-a primit în brațele Lui, Dumnezeu ne pășunează pe pășunea Lui, Dumnezeu ne-a dat pe la izvoarele Lui, Dumnezeu ne cercetează prin Duhul Lui, Dumnezeu ne dă descoperiri prin prorocii, Dumnezeu ne dă vedenii, Dumnezeu ne dă visuri, Dumnezeu mai face câte o vindecare. Și dacă eu tot nu rămân de partea lui Dumnezeu, cine-i vina? Eu. Doamne, păzește-ne! Doamne, ajută-ne! Să-ți rămânem credincioși! Amin. Să luptăm lupta cea bună, să ajungem la fericirea care v-am vorbit de când a fost pe munte. Aleluia. Ferice de morți care mor în Domnul. Amin. Doamne, fă-mi parte de acest verset. Amin. Frate Pițu, numai un verset. Un verset. Nu știu, poate n-am prins ieri că eram acolo afară, ce ai vorbit tăi. Este un verset în Iuda și îl cunoașteți bine. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Cum e mila aceasta cu frică? Deci îți vorbesc cunoștința, cum am mult pot vorbi. Liviul meu ieri dimineață a atins ceva. Păcatele noastre se împarte în două ramuri mari, și apoi după aceea dacă merem în altă parte și alții. Este păcat un trup, care niciunul nu-i ca el, o zis Pavel, dar eu vin aici și păcate împotriva lui Dumnezeu și păcate împotriva aproapelui. Și la aproapele intră și fratele și oricine ar fi. Când e vorba de păcat împotriva fratelui, atunci numai nu sunt stare să-l iert. Numai nu sunt stare. Să știți voi și vă spun deschis. Îi rușinea noastră, zis Pavel, că n-avem un bărbat care să judece, că am vrut să intru și la judecă și n-am intrat. N-aveți un bărbat care să judece. Doar zice altceva, dar rușine și că vă treabă bărbat de aiștia. Că zic că ar fi mai bine voi să vă iertați unii pe alții, că nu e o cinste de asta. Dar măcar dacă se închez, mă puneți între voi, că voi judeca lumea. Și îngerii. Dumnezeu să ne ajute. Amen. Dar acum ce se întâmplă? Când e vorba să ajute cauza unui frate, în loc să-l jude cu milă când o păcătit împotriva mea și chiar să-l iert, să la biserică. Să nu mai bulea cuvânt 3 luni de zile. Că eu nu-l părăbat. Și frate îmi conduce, mă, ce și face, mă, că-i schitim pe aici, n-așa se meră. N-așa se meră. Păi, frate, trebuie să spui, mă, de câte ori ți-o greșit fratele ăsta ție? Păi, bă, atât de așa, și tu de câte ori a greșit la alță? Este un verset, nu dai mă provocați. Vă dau o tabletă de aceea de aur. De aur. Dar și nu uitați-o. Zice Eclesiastul. Când auzi pe scluga tău că te vorbește de rău, scluga, mă, aveai pus trăița în spate. Adă-ți aminte de câte ori vorbești tu pe alții și ți-a treci. Trec bună tabletă. De milioane. Cu nevasta cât i-o dat față. Mă, dar și asta. S-a aruncat o cuvânt slab, mă, dar și eu l-am aruncat. N-ai nevoie de iertare. Ai? Iartă. Cine iartă, iertare primește. Știți voi cala care nu a iertat-o azi, stăpânul? Pe mâna temniciariului până a plătit ultimul bănuț. Din ea plătit doar la temniță, nu se câștigă bani. Doamne, luminează-ne și ajută-ne. Când e vorba să judecăm păcatele împotriva lui Dumnezeu, spune în Samuel, dacă păcătăși cineva împotriva fratelui său, s-a rugat și Domnul îl iertă. Dar dacă cineva păcătăște împotriva lui Dumnezeu, cine îl va ierta? Și semnul întrebării și am răspunde. Nu ne răspunde. Și acum venim la textul de Iuda. Să-ți fie milă de fratele, urând cămașa mânjită, unii spune de sânge, pun în atenție, de nu carne. De sânge, că în sânge e viața. De carne. Care-i cămașa ce mânjită de carne? Cămașa e fapta. Știți voi acolo, faptele alea de insubțire. Mânjită de carne e fapta cea mânjită de pofta firii pământești. Amin. Acum, ai milă de ei? Că-i foc? Smulge-l, dar cu frica?
Să nu te atingi de Dumnezeu, nu te îngăduie. Bă, dai că a fost un proroc, mă, dar a fost cel mai bun bărbat în adunare. Să auzi cu curbii și să știi categoric. Bă, de-l scoatem, odată aude familia. A doua oară știe biserica. A treia oară aude satul. Apuhulă pe penticostali. Mă dea și la voie este de aștia. Și biserica are nevoie de ea, frate. Bă, și domnul este de le-ar descoperi Dumnezeu la suprafață. Ce face? Judecă aici cu frică? Mă trea și mă întreb eu că ce-a fi când Dumnezeu spune să fac așa? Nu! Dacă Dumnezeu spune să fac așa, treaba lui ce-a ieșit în urmă. Eu trebuie să fac așa! Nu-i voie să avem noi o mai mare milă pentru cineva decât ne permite Biblia. Amin. Iar pentru păcate împotriva noastră să avem o milă, dar ce? Să iertăm de 70 de ori 7. Amin. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Dacă fii în tot ce te-a întâlnit, știu. Știi că tot trebuie. Nu mă leagă că am aici o întrebare. Nu mă leagă, o leagă. Mă pune frate întrebarea că din Iacov e versetul, nu? Dacă întoarce cineva pe un păcătos din calea păcătoșenii lui, că nu știu exact versetul, întoarce un păcătos de la pierzare și va mântui? Sumedenie de păcate. Și se va acoperi și întrebarea la cui, așa e, la cine? Și aici predicăm pe două linii, bună. Sau mila va birui judecată, să aici predicăm pe două linii. Care mila lui Dumnezeu a ta? Ha? Tata lui Dumnezeu, dacă el are destul. Și eu spun, nu, ce-a ta? A ta mila de judecată. Dar ce-a făcut penticostalii cântare dacă ai fost o milos, milii căpăta? Tu ce n-a scris că dacă te-ai pocăit, Dumnezeu miloși, iartă de tăci? Mila ta birui judecată. Și de ce te contezi? Că pe mila ta vorbește. Noi aici, în acest text, unii au credința că eu dacă întorc un păcător din cărarea, Domnul iartă sumedenii de păcate. Mă lupt și întorc pe frate și fac păcate cât eu vreau, că nici Domnul iartă. Așa e că nu. Lala Ilie iartă. Dar cred că și pe tine te-a recompensat, Domnul. Care el pătine? Că stai la îndemâna lui, eu că nu rămâi dator. Până acolo mă scos cu un pahar de apă, mai trase. Un pahar de apă? Nici nu poți crede. La așa lucru, mă, nu poți crede. Și-o spun, nu! Dacă cineva dă un pahar de apă în numele unui proroc, a primi? O fi de bătrâne. Dar ce chemi, așa e? Dar minte parcă n-acceptă. Dar Dumnezeu nu minte. Slăvit să-i fie numele. Și atunci credem împotriva gândurilor noastre. Că Dumnezeu are din răsplăti. Slăviți să-i fie numele! Amin. Am un agră și intră îndoială, nu, dacă nu mi se iartă mine, nu mă duc și întorc. Că vine dracu. Nu! Luptă cu tăceai, că Dumnezeu nu a rămas dator la nimeni! Amin. C-o strigat eu, dacă-l dator cuiva să iasă, cam din de plăcut. Slăviți să-i fie numele! Amin. Și mulțumim! Slavă Lui! Îmi cer scuze că nu ne retrăjem de aici. Mâine avem o nuntă de seară la program și am zis că mă duc. Doresc din toată inima ceea ce o să mai Dumnezeu prin frații noi. Să vină ploaia, căldura Duhului Sfânt. Amin. Și să rodească. Iar îți spun, m-a plăcut pornire când am ajuns de aici. S-au dat pe gardurile. Aleluia. Am ocazia, vă spun, de mă duc și le place la frate Lipiț. Dar îmi spune în față, frate Lipiț, mai dulce. Că le pare că prea tare tai, dar și eu te dulce gândesc că dau, dar nu poți știa din literă. Nu poți știa. Mă duc în biserică și sunt lucrător, cum a zis bătrânul. N-aveți obicei acestea prost. Mie nu-i frică de voi. Cam bătrâneța și autoritatea. Adică îi spui la frate 10 minute. După care epistola. După care cuvânt? Ce-și fățesc cu un predicator mai slab săracul, care o porni? Așa l-ai încurcat că nu știi nici cum și-l cheamă, cum o cheamă. Că-și pierde tătă negește. Păi dacă Pavel s-o pierde. Și-o rugați-vă să mi se dea și ce încă? Îndrăzneală. Știți voi ce înseamnă îndrăzneală la un predicator? O predică. E una când poți predica și coți în ochii lui. Și alta când iei în contra, sunt frate, așa-ți predică. Și știu, frați buni,
Nu pot cota utilor, că mă pierd. Dar dacă nu vezi doar de harul ăsta, domnule, să bași cuvântul în el. Aleluia. Nu-l poți refuza, că-l simți, că-l împingi în tine. Și-o zici, Tatăl, rogați să dai îndrăzneală. Aleluia. Ce îndrăzneală îi dai tu? Sau îți calcă pe picioare? Nu-ți de acord. A făcut prostie, o termină el încet. S-a liberat adunare, el ca pe o frate deoparte. Spune că indiu fost, ce reprezintă și care-i datoria. Că în veci nu faceți predicator. Cunosc o biserică acolo în jurul nostru, un păstor 40 de ani. Și în 40 de ani nu reușit să-ți crească un bărbat să pui în locul lui. E o cinste? Nu. E o rușine? Dar dacă este un păstor și-a crescut încă 7 mai sus ca el în adunare, e rușine sau cinste? Amin! Slăvi să fie Domnul! Amin! Nu fiți măștii, hoi ce fiți părinți! Amin! Te-a fost prunc de porcar, v-am spus, de-al am fost. Dar mi-e rușine, mi-e dacă prunc cum ne uite doctor. Mi-e rușine? Nu. Mândru-mă! Mândru-mă că am prunc doctor, am prunc ofițer. Fii și tu mândru că ai bărbați pe care îi poți folosi în tăchii biserici. O, slăvi să fie Domnul! Cât câștigă dracu cu asta? Când o soră mai bine ca cine, tu ești gata și sepsuie. Dar deștigii ceri, mai intri și tu! Nici cu rugăciunea nu suntem la fel, mai fraților. Sunt frați care așa rugăciune are, că și pe tine te pornești. Și pe cine vine răua? Dar de ce să-l urăști? Că l-a pus Dumnezeu și te zidească. Doamne, crești bărbați și femeie vlavioasă. Și stârpești gelozia. Și lasă dragostea. Și Duhul Sfânt să ne călăuzească pe toți. Amin. Doresc să arunc și pacea Domnului tuturor fraților și tuturor bisericilor. Domnul să vă binecuvânteze. Textul din Corinteni 5:9, cum e cu creștinii cu curvare? Dacă totuși un frate... Eu prea mult timp, frate. Ce vă vorbesc, vă vorbesc ce n-am știut noi. Care ați cunoscut pe Bodogul bătrânul din Burzuc? Nu l-ai cunoscut? Da. Tu, da, bătrân, nu l-ai cunoscut? Tu fost pastor județean, că după vremuri. Eu l-am cunoscut, l-am dat. Uite că mai sunt plăscală. Fără la nuntă, odată nu vine venea asta și era acolo bătrânii ăștia de predicau și adică vorbeau unul cu altul și eram acolo împreună cu el de 18, ba, nu te l-am căsătorit vreo 2 de altul. Te întrebau și când odată zic eu către bătrânul, frate Bodog, zi mă, era un bărbat rău, mai vorbeam mult mai. Ce cu curvar în corin puteam da noi pe mâna sătănică Pavel? Am zis-o, te mii? Hau mă, zic că tăgea. Uite mă, ce întreabă ăsta? Dar cine ești tu, mă? În cală pe care l-ai cununat dumetale. Știu eu pe câți am cununat eu. Dar ce vrei tu cu asta? Zic, vreau arcăi mori dumetale și vreau șleam. Și răspunsul care l-am dat nu te-ai terminat de m-a spus. Asta vreau. Și-o lecrama și el. Și am rămas la ce-o zis bătrânul. Zic, frate, că nu este Pavel, am ușit de-ai pe mâna asta. Pe mână să tenii se de tare ușor. Că dracu stă cu brațul de știi după tăți. Mergi și fără și de tu. Și-a spus, frate, ești de acord. Orice persoană care a păcătuit în biserică, dacă îl pui sub disciplina, le-a dat pe mâna sătanii, că vine dracu cu tăci. Tătel foarte, că acolo tătel tot ce ați s-a făcut, o nobesc, că de-abia aștepta după niște pui acolo și ce... Sau vine Duhul Sfânt și-l accept și spune, merit să-mi fie rușine, așa-o trebuit, nu frate să-ți vină, Dumnezeu-i drept. Depinde ce te macină. Dacă te macină Duhul celui rău acolo, zice-o, tătă-mi, frate bătrân, frate biți, până n-ajungem în mâna sătăninii, suntem în mâna Domnului, așa-i? Dar dacă de mâna Domnului reușit dracu ne iei în brațul lui, cu cât îi mai greu scăpăm de acolo, vine înapoi mâna Domnului. Să rămânem în mâna Domnului. Amin. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Mă rog frumos. Ne-am întâlnit pentru prima dată aici. De multă vreme am mașină un verset din Scriptură. Și orice cine am întrebat, nu mi-a luat lămurire. Acum, în numele Domnului, vă rog frumos să-mi permiteți. Dacă îmi știi, numai repede. Din 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 4 și 5. N-avem dreptul să mâncăm și să bem, n-avem dreptul să ducem cu noi o soră gata, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. Știu versetul. Mai n-am început.
Vă rog să nu vă supărați. Nu mă supărați. Domnul să stai pe ce. În orice caz nu cumpri de cu unii frațe. Că el dacă n-ar nevastă mai drept își folosa și el cât e posoră. Până acolo mă-ți fraților, fraților. Până acolo mă-ți fraților. Păi fraților. Deci până acolo mărți frații, că Petru Pavel a zis acolo că dacă el n-are nevastă, n-are dreptul și el câteodată la o nevastă. Până acolo mărți frații. Orice gâne vine în cap, măi frațul, că vine și la noi. Pune-l în tăte Biblia să vezi de voi Biblia așa ceva. Toți zice, dacă o privești, o poftești și problemă. Deci eu l-a aruntat acolo, dacă aici a avut dreptul să se însoare, să măriche. Noi n-avem dreptul, a avut sau nu? Și nu n-a avut. Dar noi nu ne-am folosit de drept aici. Puneți că nu s-o folosim. Ca și fiind cu totul slujba Domnului. Nu este răspunsul, frate bătrân. Asta e răspunsul. Dar au drept la căsătorii. Dar să se facă familie, au dreptul. Au. Dar cum și n-au? Dar mai spui bibliețele că nu puteți. Nu. Hai pentru că mergi acolo. Cine-i fame, puteți să vrei să facă fame. Liniștește-te, mă. Ești? A fi fame înseamnă mai mult decât fiu și fică. Mare cuvânt. Inile rândului Dumnezeu, acolo să rămâne la cerințele Domnului. Și Domnul să ne ajute. Domnul să vă